Copiii grupei mici de la grădinița Sfântul Nicolae din Câmpul Lung l-au așteptat joi pe Moș Crăciun într-un cadru de bază. Și pentru că moșul vine de departe, micuții împreună cu doamnele educatoare Valeria Bugheanu și Liliana Ciobanu l-au așteptat într-o sală special pregătită pentru el. Nelipsit a fost și brăduțul frumos împodobit care a întregit decorul de bază. Căldura din sală a fost dată de dragostea educatoarelor pentru lucrul cu copiii, dar și de șemineul confecționat de către acestea. Totodată, preșcolarii i-au pregătit moșului un program artistic cu poezii, cântecele, colinde, dar și cu dansuri populare. A sosit o zână albă într-o mantie de nea și la casea pusă albă, atârnând de ciuciuri grea, peste tot e veselie, chiote și gălăgie. La final, Moș Crăciun i-a răsplătit pe copii cu daruri și le-a promis că dacă vor fi cuminți, aceștia vor primi cadouri și acasă în noaptea de ajun.